Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, anunță despre semnarea decretului pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului de finanțare între Republica Moldova și Comisia Europeană privind asistența financiară din partea Uniunii Europene destinată pentru atenuarea efectelor pandemiei de coronavirus. Acordul prevede o donație de 15 milioane de euro, ajutor pentru depășirea crizei sanitare și economice. Am semnat acest decret pentru a face posibilă acordarea finanțării pentru Republica Moldova în contextul în care lipsește un guvern cu atribuții depline. Vom urmări cu atenție alocarea acestor fonduri. Mulțumesc Uniunii Europene pentru sprijinul ei continuu pentru cetățenii noștri, scrie Maia Sandu, subliniind că acordul va putea fi semnat în urma discuțiilor pe care le-a avut președintele în cadrul vizitei sale la Bruxelles. Precizăm că Maia Sandu a efectuat în perioada 18-19 ianuarie o vizită de lucru la Bruxelles. În cadrul acelei vizite, șefa statului a avut întâlniri cu mai mulți oficiali europeni, printre care președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, procurorul șef al parchetului european Laura Codruța-Kövesi și cu Joseph Borrell, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate și vicepreședintele Comisiei Europene. Aceasta a fost a doua vizită oficială în calitate de președinte al Republicii Moldova în afara țării, a Maiei Sandu, prima vizită fiind în Ucraina.